Suntem în Colegiul Tehnic Media, un liceu cu profil unicat în țară. Suntem de peste 40 de ani cei care pregătim specialiști pentru industria cinematografică și pentru televiziunile din țară. Avem calificări pe care în fiecare an dorim să le păstrăm și să le îmbunătățim. Avem clase de specializare a tehnician, producție, film și televiziune. Avem clase, operatori, imagine și text. Avem colaborări cu cele mai importante televiziuni din țară și firme de publicitate. Elevii noștri desfășoară stagiile de practică în televiziuni și în case de producție. Elevii noștri învață atât cunoștințe teoretice, cât mai ales cunoștințe practice. Au posibilitatea să continue după finalizarea studiilor liceale la școala post-liceală. Avem în fiecare an două clase de calificarea cameraman, fotoreporter. Suntem din ce în ce mai căutați. Am păstrat în fiecare an clasele pe care le-am avut și dorim de la an la an să fie și mai multe, să crească numărul acestora. Ne recrutăm copiii atât din București, cât și din județele din apropiere, județele limitrofe. Deja am început campania de promovare a ofertei educaționale. În fiecare săptămână, în fiecare sfârșit de săptămână vom merge prin comunele și orașele din jurul Bucureștiului pentru a-i convinge pe elevi să vină, să devină elevii noștri. Avem atuuri, faptul că suntem liceul unic în țară, avem în spate o tradiție pe care am păstrat-o și elevii noștri sunt pregătiți la cel mai înalt nivel. Avem colaborări și avem angajați, cei mai buni specialiști, aș spune, din țară. Toți lucrează la mari televiziuni și elevii noștri profită din plin de experiența lor. Avem cantină, avem cămine, sunt iarăși niște aturi pe care nu le au multe colegii tehnice din București. Încercăm să desfășurăm o muncă de calitate, suntem probabil cel mai bun colegiu tehnic din sectorul 1, din București. Suntem din ce în ce mai buni, ne străduim să desfășurăm muncă de calitate. La clasele de producție media, elevii vin cu gândul de a ajunge cameramani și lucrători în televiziune. Asta înseamnă că își doresc să devină din ce în ce mai buni, învață pe parcursul celor 4 ani de liceu și apoi își desăvârșesc pregătirea la clasele de post-liceală. Și cea mai mare parte a absolvenților de la producție media, să spun un 70%, lucrează după aceea în domeniu. Unii dintre absolvenți chiar sunt colegii noștri. De-a lungul anilor am avut dintre foștii elevi și colegi, profesori. Alții sunt, îi întâlnim în fiecare zi în spatele camerelor sau la pupitrele studiourilor de regie, la televiziuni. În fiecare an organizăm o bursă a locurilor de muncă, participă reprezentanții ai televiziunilor și îi conving pe elevii noștri să devină salariații acestor televiziuni. Peste 50% din absolvenții claselor de producție media își continuă studiile la școala post-liceală. Cam 25% dintre ei devin studenți la facultățile de profil din Hyperion, facultăți particulare sau la un ATC. Avem studenți și la facultăți din străinătate, chiar anul trecut, doi dintre absolvenții noștri au fost admiși la facultăți din Scoția și Anglia. Elevii noștri, sub coordonarea profesorilor, participă la concursuri de cinematografie și de televiziune, organizate atât în București cât și în țară, pe unele chiar le organizăm noi. Premiile obținute sunt din ce în ce mai multe și, în general, sunt premiile întâi, adică elevii noștri fiind specialiști și fiind un liceu de profil, evident că sunt mai bine pregătiți decât alți elevi. Pe 15 mai, când sărbătorim Ziua Colegiului și Ziua Porților Deschise, am organizat un concurs pe care îl pregătim de cam de 2 ani școlari. În cele din urmă, anul acesta, el debutează la nivelul capitalei. Se numește O zi din viața unui elev. Fiecare elev, sub coordonarea unui profesor, se înscrie cu un film în care prezintă activitatea pe care o desfășoară un elev al acelui colegiu de-a lungul unei zile de școală. Astfel, fiecare liceu și fiecare elev al acelor licee au posibilitatea să descrie
cât de frumoasă, cât de tumultoasă, cât de plină de evenimente este viața într-un colegiu sau într-un liceu din capital. Colegiul Tehnic Media dispune de două platouri de filmare, dispune de două studiouri de fotografie. Am amenajat în lunile acestea și o să înceapă emisia pe 15 mai un studio de televiziune. Vom emite mai întâi pe YouTube și după aceea vom găsi posibilitatea de a obține licență. Am primit aparatură de ultimă generație, camere video profesioniste și un mixer video de cea mai bună calitate, cu sprijinul primăriei sectorului 1. Și ne străduim să achiziționăm întreaga aparatură de care este nevoie pentru a putea transmite la cei mai înalți parametri tehnici orice activitate desfășurată în interiorul liceului și de către elevii noștri în afara acestuia.